După ce a obținut maximum de puncte în duelul cu liderul Universitatea Craiova, Volei Municipal Salou s-a văzut învinsă în 5 seturi sâmbătă după amiază pe terenul echipei Știința Explorării Baia Mare. Volei Municipal Zalău s-a ales cu un singur punct din duelul cu Știința Explorări Baia Mare, susținut sâmbătă după amiaza în sala de sport a școlii gimnaziale Vasile Alexandri din Baia Mare. Partida s-a disputat în acest loc, deoarece în sala polivalentă la Scărpană s-a desfășurat spectacolul de selecție națională pentru Eurovision 2016. Vicecampioana României a cedat cu scorul de 2-3 după ce a condus cu 1-0 și 2-1 la seturi. Cu Gabriel Cherbeleață în mare formă, băibărenii au reușit să revină de fiecare dată pe tabela, iar în actul decisiv s-au impus la o diferență de 3 puncte, 15 la 12. De cealaltă parte, Universalul Zalăului, Ciprian Matei, care a fost cel mai bun om în partida cu Craiova, nu s-a aflat într-o formă prea bună, greșind destul de multe atacuri. Actul de debut a fost câștigat fără prea multe emoții de zălăoani, care s-au impus la o diferență de 8 puncte, 25 la 17. Aceeași diferență s-a înregistrat și în parțialul secund, dar de această dată gazdele au fost cele care s-au impus. Setul 3 a fost mai disputat, dar vicecampioana României a punctat mai bine în final și s-a impus cu 25 la 20. Împinși de la spate de public, băimărenii au trimis meciul în tie-break după ce s-au impus cu 25 la 22 în actul 4. Setul decisiv a fost care pe care, dar băimărenii au făcut mai puține greșeli decât zălăoanii în final și au reușit să se impună cu 15 la 12. În urma acestui rezultat, Volei Municipal se menține pe poziția secundă cu 45 de puncte, în timp ce Știința Explorări Baia Mare s-a apropiat la un singur punct în spatele formației zălăoane.